Prank. I-am distrus TV-ul, dar i-am dat altul de 2 metri. Nu m-am uitat la Sneak de mult timp. Ăsta este un televizor de 2 metri de ultimul generație. Iar ăsta este televizorul lui frate pe care o să-l distrug complet. Frate mi se uită foarte mult la seriale și filme, efectiv e disperat, trebuie, așa că de azi nu o să mai fac. Partea ta e că nu i-am spus că i-am cumpărat alt TV. Pentru că am cheltuit peste 1000 de euro mai puțin de 3 secunde, o să trimit 100 de lei la 3 dintre abonații mei prin plic. Așa că abonează-te acum și trimite în poză pe Instagram la Ronz Niculeț cu dovada. Și eu îți trimit banii după clip. Aceasta, fraților, astea schemele să se aboneze lumea. Trebuie să mă folosesc și eu atunci de scheme din astea. Ce aia, dacă vă abonați, vă trimit 10 lei. Micu nealta secret. Mică, dar ridică. De asta o iau și o ascund într-un dulap acolo, sub televizor. Și când necioplitul comentează, am scos-o din dulap și am dat în televizor. Auzi cum bașnițări, a? Am așezat camerele cât de bine am putut ca să nu pară că filmează și prank-ul a început. Frate mi se uită mai mereu pe TV după ce mănâncă. Așa că l-am lăsat să se uite liniștit câteva minute și am apărut și eu. Credeam că o să ia ca pe o glumă, dar s-o enerva rău. Scuze, bă, Denis. Sănătate. Se uite la Mr. Beast. Bro. Cum să mai faci asta? Bă, ce poftă mi-e de înghețată din aia, frate. Bă, le știu și eu, mi-a arătat că sunt din video, ești prost. Ăștia s-au îmbrăcat într-un iar și ca și cum intram așa în tipuiți. Bă, bă, dar hai să-mi dă un leac la altceva. Dă un leac pe The 100. The 100 a fost bun până la sezonul 5, ăla când a plecat de pe pământ de tot. După a fost capul ăla. V-ați uitat la The 100 chiar? Bă, vine mâncarea că nu mai pot. Bă, hai bă, dă-mi leacă, dă-o leacă pe Netflix, bă, dar mai chef să mă uităm, să mă uităm la serial. Te-ai uitat în continuu. Da, dă măcar pe acea mără, bă, mă la David Dobrik. Aia zic, revin. Bă, se moare, genul, bă, se moare, fiat. Bă, dacă nu, se moare, ți-e spart dacă nu mai dă. Bă, mă leacă pe altceva și până la ăsta. Bă, deci, pentru prima oară, dacă nu schimb, ți-e spart și mă jur, crede, ți-e spart. Bă, lasă-mi, dar ai control. Deci, ți-e mai spart, ți-e spart. Hai. Fuck, n-a fost mâncarea. Ești prost. Băi, ești adică a voastră. Dă-i mâni el, mă, dă-l în Dumnezeu. Bă, mă, oricine, dacă dă-te cu aia în cap. Măcar de cram. Stai, bă, nu fii prost. Ți-am zis că ți-l spart? Ești prost, tu. Dar m-am jurat că ți-l spart? Ce pușa mai adică de-o? Bă, da, ți-am zis. Bă, Cioc, cioc, cine numai e? Nu mai e TV-ul. Mă așteptam să fii prost, dar nici în halos, adică m-am așteptat să ți-o zic sincer. Na. Ești prost, rău de tot. Ce mi-și acum, am și bacul, deci de cât timp ai venit, de 3 zile, de cât timp ai venit? Dacă îți dau un socan de ăsta. Ești prost. Dacă îți dau. Pe videoclipul tău, citează. Băi, ești ca de fata. E just a prank. It's just a prank, bro. În zilele următoare nici nu m-a băgat în seamă. Nu i-am spus că am îndubă un televizor nou, tocmai ca să răutățesc situația. Și chiar am reușit pentru că a făcut un gest neașteptat. Bro, man, eu nu cred că se uita băiatul ăla la TV în fiecare zi. Cine dracu se uită în 2023? 2023 suntem, da? La TV în fiecare zi. Nu o să mă vine să credeți cât de ratat e frate mie. Deci dacă scriu Denis Ștefan pe Instagram și dau pe profilul lui. Și dacă intru la cine urmărești, scriu Niculeț și nimica e nu. Mi-a dat unfollow, bă. Bă, prostul mi-a dat unfollow. Bă, știi că-i supărat când îți dă unfollow. Bă, și eu l-am la close. Și mi-a dat unfollow, ce ratate. Acum încă nu știi ce l-așteaptă. Planul era în felul următor. Îl caut pe frate mie în oraș, tragem duba lângă el, îi las televizorul și plecăm. Simplu, nu? Și ne coborăm frumos cu băieții de mașină, avem aici, hop, televizorul, bam, tragem lângă el, după ce am tras lângă el, îi arăt ce am luat, îi lăsăm televizorul și plecăm. Și cum și-l ia acasă, se descurcă, nu știu, dacă are prieten, dacă are mașină, se descurcă. Ce este tare, faptul că noi avem bă, același cont de iCloud, eu îl văd pe Find My iPhone, unde este? Bă, dar el e chiar aici, ești prost? După ce vă câtă bro, de ce au același cont de iCloud, what? Acolo, am tras lângă el și-a lăsat televizorul. Hopa, Bacău, România, acum 0,8 km, aici, Arena Mall, în spate, în parcare la mall ăsta. Stai că mi-arată și parcarea, în
capăt la parcare la mall. Este acolo 0,8 km. În momentul ăsta nu e ăla din capăt acolo, uite ăla, uite, ia uite-l. Ia în capăt, în capăt. O, uitați-l acolo. Bine, o Vanga, aștept și vine mâncarea. Ne jucăm după. Ce pușa mea fac acum? Ce poate pic, bă? Aveți o... Ce prea se plică? Bă, nu-i televizor, bă, stai că alcă-ți-l luăm noi. Hai, cu cap în golf, ia să vedem. Dar nu știu, bă, dacă e bulanger și chiar a făcut mișto. Bă, și nu-mi poate, îl scăpați, bă. Nu știu, bă, vreau să dacă e televizor aici. Mie îmi pare televizor. La cum îl suie pe ăsta din ăsta? Bă, eu zic ce poate să fie, mă, frate, un frigider acolo. Faptul că în trecut i-am mai făcut un prank și nu-i dădeam nimic, o crezut că nici de data asta nu se află nimic în cutie. Așa că el și prietenii lui s-au asigurat. Ce mi-a comandat, vedeți, voi vedeți. Dar când e televizor, bă, și doar mi-a dat cutia să pară așa. Mi-a mai făcut așa, mi-a mai dat în telefon și nu mi-l-a dat, de fapt. Mi-a dat doar cutia goală. Verific eu acasă dacă e ceva. Păi ești prost, chiar ăla, bă. Uite că a făcut și ăsta odată un prank. Bă, tu ești terminat. Bă, l-am desfăcut chiar la televizor, nu mă așteptam. Am crezut că faci mișto, că c***aș în capul tău, că mi-ai făcut așa odată cu un telefon. Era să-l scap, vin ăla când coace, că l-am desfăcut tot. Nu mai vin, te descurci. L-am desfăcut, ești prost, i-am rupt toate astea, nu-mi cap în gol. Burger cu nachos, Vanga. Bă, ce prost, mi-ești închis. Bă, ce fac, bă, în sfârșit a reușit. Următoarea zi a ajuns acasă cu TV-ul. Nu înțeleg totuși de ce i-o luat o zi. Ce mă? Bă, de ce stai cu... Bă! Ne-ai găsit unul ăla cu mai mare. Hai, țărani, ce faci? O, ce fericit e acum? Cât este prețul până? Ăsta are 150 în cap, da? 150 în cap. Până acolo mai vine. Dă-i doi puncte. Țipă de pe el, plonjează pe TV. Am ajutat să despacheteze monstru. În schimb, după ce l-am montat, ne-am dat seama că există o problemă. E prea mic spațiu. Uai, de capul meu ce glow up, ești prost. O merita prank-ul? O meritat? O meritat? Hai, cât de cuvânt. Hai, 3, 2, 1 și... Ratat. Da. E o mică problemă. No, băi, prea să tai un pic din raft. Ești în transă? Păi nu știu ce se vede mai chili bine. Chili cheese fries, ai, ai, ai. Calitatea lăsă e prea mare, gen, fără mișto. Băi, ești prost. Băi, prea mare. Băi, tare de veu, n-am ce să zic. Băi, uite, bă, testoasa, ua, ce tare sunt testoasa. Și acum cu ce altceva facem? Deschide geamul. Și acum ce facem? Aduc ei de la mașină. Aia zi, bam! Bun! Știm să ieși săptămâna asta dacă rezolvă serverul, băieții. Dacă rezolvă serverul, băieții. Bun. Bun. Salut, Zai. L-ai luat după tine, ești prost. Bye bye TV. Aoleo. Abonează-te și câștigă 100 de lei. Hai de capat, spați pe mine, băi, ești prost. Bun. Da, interesant video.